este unul dintre sporturile populare în Cehia. Au însă un jucător uriaș pe Filip Jiha, Interul stâng al Barcelonei, cel care în 2010, atunci când Neagu a primit titlul de, pentru prima dată, de cea mai valoroasă jucătoare a lumii la nivelul băieților, Filip Jiha a reușit acest lucru. Era atunci la Kiel, dacă mai amintesc bine, cu care a cucerit două ligi ale campionilor. Dar să urmărim această primă combinație. Denisa Dedu stă bine în colțul scurt, nu reușește să-i dea gol Neslikova. Geiger, diagonală frumoasă prin spatele apărătoarelor, ratează însă Iuganu, 1-1 cu portarul ceh. Zlačkova în trebuturile cehii. Luzumova, două goluri în prima repriză. Neagu dă repede drumul la minge, Geiger sparge pe centru, reacție remarcabilă a golkeeperului ceh. Și vine golul. Nu am închis pătrunderea în zonă centrală și Luzumova scutură plasa. Frumoasă intercalare acolo în culoar, dar nu am reușit să fructificăm. Ne-am repliat un pic cam târziu și a profitat centrul cehii. Greșim combinația. Am încercat să ne ducem în fals cu Manea la combinație. Mingea trebuia să ajungă la Neagu. Cehia nu s-a calificat la ultimul european și la ultimul mondial. O formație care nu joacă un handbal spectaculos, dar unul foarte bătăios. Joacă întotdeauna schemele până la capăt. Udrișnoiu câștigă această minge, dar se dă 9 metri. Cu doi pivoți încearcă Cehia să stabilizeze defensiva noastră aproape de semicerc. Foarte bine, Pintea se duce după om și nu o lasă să respire. Fault în atac. Excelent, ne-a mișcat în defensivă de data aceasta. Am obligat echipa cehă să greșească. Siguranță mare în defensiva noastră în multe momente. Aici, dacă ataca poarta, Laslo. Benzina formației României, 20 de ani. Jucătoare la Universitatea Cluj. Două goluri diferență. Se apără 5-1 cu zburător Cehia. Schimbă din nou defensiva, pe care o iată o variază într-un 1-2-3, agățare acolo, lasă avantaj pe moment arbitrii, dar va fi o eliminare de 2 minute. Excelent a lucrat această fază Geiger. Transferul în Franța la Brest i-a adus multă maturitate în joc. Să nu uităm, Melinda nu evoluează la potențial maxim, evoluează accidentată încă din al doilea meci la acest european. Neagu, Geiger, frumoasă întoarcere pe centru, Neagu, ah, ce păcat, dar obținem 7 metri. Iuganu a agățat această minge, faultată în momentul în care își deschidea unghiul. Obținem 7 metri. Ana Maria Iuganu de la CSM Roman, 22 de ani, cea mai bună performanță din carieră, locul 6 la Mondialul de Tineret din 2014. Neagu, la linia de 7 metri, de data aceasta nu mai greșește. Neagu, 7 goluri din 11 aruncări. Trei goluri diferență. Ne trebuie o apărare fermă în continuare. Iată ce sus este Manea, în inferioritate numerică Cehia.
Trebuie să speculăm acest lucru, să nu primim gol. Excelent, se apără Gabi Zuci, o apărătoare pur sânge. O minge lăsată în spate, atenție, cea când joace 1-1, Luzumova acolo. În prepasiv ar trebui să fie Cehia, o minge securată la pivot și primim gol. Au pasat până au creat un decalaj în defensiva noastră și mingea a ajuns la pivot. Gol al lui Adamkova. Evoluează în Germania la Göppingen. Evoluează de 3 ani în Germania, în Bundesliga, mai jucat și la Koblenz. Mane. Încercăm să creăm superioritate acolo, un 3 contra 2. Geiger controlează greu mingea. Încercăm să pasăm un pic mai aproape de defensiva adversă. În formație completă, Cehia. Nu am speculat prea bine acest avantaj de om în plus. Geiger încearcă să strecoare o minge cu podeaua. Se prinde însă Knedlíková. Ne repiem la timp în defensivă și închidem pătrunderea lui Salciacova. Cehia stă cu apărătoarea, cu pivotul între apărătorii centrali. Geiger o ține om la om pe Jerabcova și câștigăm această minge. Atenție mare în defensivă. Neagu vine în zonă centrală, nu are cu ce combina. Preferă să dea pas din săritură către Manea. Încercăm să temporizăm, să reașezăm atacul, să facem schimbările între apărare și atac. Revine Laslo pe teren. Trebuie să dea un pic de ritm atacului nostru, Laslo. Cere ca extremele să stea la colț. Să fie un atac care să profite de spații. 5+1 pe care îl transformă într-un 1-2-3 Cehoaicele. Pe același atac al nostru. Frumoasă pasa! 7 metri! Excelent! Geiger o pune în valoare încă o dată pe Manea. Distrugătoare acolo la nivelul semicercului. Obligă Manea adversara să faulteze în semicerc. A creat panică întotdeauna acolo. Încă o eliminare în tabăra Cehiei. Adamkova pentru ținere. Neagu execută această aruncare de la 7 metri față în față cu Kudlačková. Trage fără fentă. O nouă bombă. Neagu. Aceeași apărare combinată a României, un setup cu Udrișoiu foarte aproape de tunarul Jerabcova. O frumoasă reușită. Luzumova își arată clasa. Evoluează la Thüringer, campioana Germaniei, experiența din Champions League a lui Luzumova. Este extrem de importantă în momentele în care Cehia nu găsește soluții. Cehia în continuare în inferioritate numerică. Stă în coasta noastră în continuare la 2 goluri. Frumoasă această pasă întoarsă a lui Geiger. Udiștoi încearcă să tragă printre picioarele portarului și nu i-a reușit din păcate. Nu se grăbește Cehia, încearcă să câștige secunde bune din această eliminare. Avem mai mult nevoie de atenție și luciditate în momentul când avem superiorități. Nu reușim să le valorificăm. Pași aici, pașii, faul în atac, o forțare. Neagu primește repede mingea, ea filtrează toate mingile importante ale Naționalei României. Neagu. Zici încearcă să prelungească, Udrișoiu prea aproape de apărătoare, nu a putut primi mingea în poziție corectă. Minutul 39.
Două goluri avans, 19-17, dar parcă am intrat un pic în jocul cehii. Un joc de așteptare, un joc lent în care Interii încearcă să se ducă în finalizare. Dedu, din nou, paradă incredibilă, ne salvează încă o dată într-un moment greu. Neagu își face pașii de pătrundere, duce mingea la extremă, bară, bară, avem și ghinion, Iuganu a tras cu sete, însă mingea a refuzat să intre în poartă. De data aceasta nu reușim să ne repliem la timp și Ristankova detaxează. Cehoaice vin la un gol. N-am strâns la timp acolo și Interul ceh ne-a penalizat. Minutul 40, galeria noastră se trezește la viață și începe să devină alocul la jucător. Laslo. Un pic amul cu mingea în mână. Geiger. Neagu se îndaltă pe primul pas. Și ce torpilă! Rachetă Solaier care face încă o dată diferența. Un super gol reușit de Cristina Neagu. 20-18, a noua reușită pentru Cristina. În formație completă Cehia. Se duce foarte bine Iuganul după extrema care a intrat în circulație. Cehia încearcă cu doi pivoți. Am blocat orice deplasare, orice depășire. Am făcut fauluri utile care au rupt repede construcția cehiei. Frumoasă evitare și înscrie Luzumova. A cincea reușită. Inter extrem de periculos și percutanți Luzumova și Ierapchikova. Din nou diferență de un gol. Un meci foarte greu. Greșește pasa de data aceasta, nu a reușit să intre în combinație și reușită pe contraatac a cehii. Egalitate, din păcate, 20-20, Salciakova și vine time-out-ul României. Am luat golul prea ușor. Începem să avem emoții. Some transforma not only from you, from the back, and also from the wings. Okay, and we play two by two. We have to play something when somebody make this transformation. We have to play something, not go free to play with the dribbling. Okay, and pass the ball side to side like right before. Okay. Anyway, the question is still in the defense. It's still in the defense because in attack we are having chance. Now is the difference. Attention. With Luzumova to the strong side. If you don't have the pivot and she make the one by one, you have to help in contact. Okay? Not only in block. Because it's the scoring. Okay? Am jucat un pic complicat în ultimele minute și am dat posibilitatea cehoaicelor iată să revină în joc. Jste se museli tady zasunout. Deva minute bune ale naționalei Cehii. În mod normal, România are mai multe argumente, mai multe soluții pe bancă. Ty tady přerušíš, Lulu, jo? A tadlensta, která tady na ní je, já nevím, jestli to je trojka nebo dvojka, která na ní vychází, musí tady ven, na ní, ven, nezůstaň na šestce, jo? Atac în sistem cu un pivot al României. Departe de poarta adversă. Încercăm să rarefiem defensiva adversă. Joacă în continuare cu zburător Cehia. Pasă greșită. Oana a fost prinsă cu mâna jos pe acea pasă a Cristinei Neagu. Excelentă parada acrobatică a Denisei Dedu. O minge recuperată de Mădălina Zanfirescu. Blocaj defensiv bun făcut în fața apărătoarei.
Nu le-am permis cehoaicilor să preia conducerea pentru prima dată în această partidă. Minutul 43. Zdan Firescu pe post de coordonator de joc. Încercăm o altă soluție ofensivă la nivelul construcției. Neagu nu reușește să transforme din 9 metri. Foarte repede dau cehoaice de drumul la minge. Uzișoiu se apără extraordinar. Blochează combinația cu extrema. Aneta în continuare o piesă grea în angrenajul defensiv al României. Extrem de anticipativă. Intră Salciacova în pași. Corectă decizie arbitrelor din Lituania. Neagu cere mai repede mingea. Trebuie să încercăm să jucăm puțin mai repede. Să încercăm să prindem și noi defensiva adversă dezorganizată. Burătorul stă foarte sus. Încercăm cu Crina Pintea, pivotul nostru, lângă apărătoarea laterală de pe flancul drept. Acolo e diferență mare de gabarit și putem înscrie cu mare ușurință. Neagu, pasă din săritură, Zan Firescu prelungește, Udiștoiu pătrunde! Excepțional! Aneta Udiștoiu a pătruns cu mare tupeu anestezia defensiva cehă. O boltă peste poartă. Avem șansă, nu se dă aruncare de la 7 metri la această fază. Răsuflăm cu greu în aceste momente. Minutul 45. Vă spuneam că toate echipele s-au chinuit cu această națională a Cehiei. Neagu coboară pe flanc, încercând să creeze spații pentru celelalte coechipiere. Jucăm cu două extreme dreapta pe flanc. Ce gol! Dan Firescu a tras devastator de la șold și face liniște în sală. Golul zilei astăzi. Dau multe pase din precontact și hoaicele încearcă totdeauna să atace, să prelungească mingea după precontactul cu un adversar. 22-20. Pară, avem șansă de data aceasta, Ierarșcova. O minge adită de Denisa, Neagu pe lângă poartă, din păcate. Trebuie să încercăm să înscriem de pe mai multe posturi. O căutăm prea mult pe Cristina și defensiva cehă. Stă foarte aproape de ea, nu-i dă de fiecare dată pașii sau spațiu de pătrundere. Facem pasul în față, ne apropiem de linia punctată de la 9 metri. Prea ușor a pătruns și o boltă împinsă, Luzumova. Mișcări înșelătoare, schimbări de direcție care prind pe contrapie defensiva noastră. Din nou ne ducem cu pivotul lângă apărătoarea laterală de pe flancul drept al defensivei cehe. Trebuie însă Pintea să primească mingea. Udiștoiu dă repede drumul la minge, pasă la pivot, Pintea din nou letală pentru defensiva cehă. Este puternică, trebuie să speculăm acest lucru, trebuie să-i dăm mingea în poziții favorabile. Dar înțelesc eliminare de 2 minute. Prea mult a vrut să facă din această fază. Încercăm să creștem agresivitatea defensivă, este rândul Cehiei să aibă om în plus, timp de 2 minute. Avem însă 2 goluri avantaj.
Din nou lui Zumova, Dedu reușit să se pareze. 7 metri însă pentru Cehia. Timpul de data aceasta trece în favoarea noastră. Dedu se duce la schimbare și arbitrele opresc cronometrul. Paula Ungureanu Tebuturi. Luzumova față în față cu Paula Ungureanu. Boltă perfectă. Bine plasată această aruncare. Luzumova ne înscrie pentru a șaptea oară în această partidă. Are și 6 pase decisive. De 2 ori golghetra Ligii Cehe, Luzumova. 3 titluri cu Thüringen în Germania. Neagul luat om la om. Încearcă să o bage în joc acolo. Keeper pe lângă poarta. Încerca să atace la bara a doua. Încă un minut de superioritate pentru Cehia. Atenție la Luzumova, extrem de imprevizibilă. Ce gol, ce gol! Încrucișare simplă, Luzumova, Ierapșcova. Și aceasta ne înscrie egalând la 23. Se simt din privire cele două marcatoare ale Cehiei, multe momente. O conexiune telepatică. Ambele au braț bun de afară și trag de praznic. Udriș Doiu, Duracellul Naționalei României, din nou extrem de dinamică și de activă, înscrie pentru România un gol important, în inferioritate numerică. Din nou aceeași Udriș Doiu, se dă însă un fault și o eliminare. Tina Pintea, 2 minute pe bancă, chemată keeper la schimbare, revine Suici. Pierdem una dintre apărătoarele centrale importante și din nou suntem în inferioritate. Ce-or fi văzut arbitrele din Lituania? Pasă la pivot, Dedu! Impecabil, imperială, magnifică! Încă o dată de pe altă planetă. Jucătoarea meciului în întâlnirea cu campioana olimpică Rusia. Scoatem portarul pentru a fi în efectiv complet pe atac. Zamfir joacă interstânga. Încercăm să avem mai multă forță la linia de 9 metri. Zamfir dă repede dubul la minge. Iuganu! Boltă perfectă! Înscriem în inferioritate numerică și lupta se încinge. O pasă diagonală. Haide, Nisa, bară! O minge atinsă de Deni! Încă o dată, galactică, portărița noastră se duce la schimbare pentru a intra o jucătoare de câmp. Joacă în aceste momente cu disperare Cehia. Începem să arătăm că avem clasă. Polivalență mare la multe dintre jucătoarele României. Contează enorm în meciurile cu miză. Neagu, Udriș Doiu, lasă în spate pentru Zamfir. Zamfir întors! Ce gol! Ce gol! Ce poate să facă cu mingea jucătoarea Craiovei? Aruncare întoarsă. Ce bine așteptat în aer să miște portarul. Am jucat mai bine în inferioritate numerică decât în formație completă în prima secundă. Excelent e de Udriș Doiu, faultează util. Refac poziționalul cehoaicele. Aceeași Udriș Doiu, peste tot și în atac și în apărare. Bravo, Aneta! Time-a ucerut de Basni.
care încearcă să schimbe ceva în faza ofensivă. Cel mai bun loc al Cehiei la campionatul european, locul 8 în 2294. Cel mai bun loc la mondiale, locul 13 în 97. După ce în ianuarie 93 Cehoslovacia s-a destrămat în Cehia și Slovacia, forța acestei mari echipe a Cehoslovaciei a slăbit de ambele părți. We have to make pressing on them, not this goal. And if we have to close every time from the second to the middle, do it. O echipă a Cehiei care s-a bătut în fiecare partidă, indiferent de adversar, și au lipsit două jucătoare importante. Celebra Clara Cerna, Interul dreapta, Postelanim, care s-a oprit de activitate în vară, de asemenea portarul lui Nant, Ranikova, și a lui Metz. Un cartonaș galben pentru antrenorul ceh, pentru proteste. Nu trebuie să mai dăm poziții de aruncare cehoaicilor care sunt în prepasiv. Atenție, vor trage repede la poartă, Luzumova. Un fault util făcut de Zanfir. Jucătoarea care a mai evoluat și la Slatina, Tomis Constanța, Corona Brașov și de anul acesta la SCM Craiova. Paravan de 3 jucătoare. Excelent! Reușim să blocăm de data aceasta. Fură o minge acolo, incredibil, dintre 4 jucătoare. Râbcova. Din nou ecar de 2 goluri. Am intrat în ultimele 10 minute. Trebuie să jucăm cu atenție acest final. Neagul la construcție. Manea. Zanfir încearcă să intre în combinație. O pasă anete Udistoi în față la părătoare. Reușește să culeagă mingea. Zanfir, Zanfir pătrunde pe culoar și perforează poarta. Irezistibilă pătrundere, demolează totul în cale. Înscriem la fiecare fază. Dar sunt ceva probleme în defensivă. Iată, din nou încasăm o eliminare. Pintea. A doua eliminare în această partidă. Din nou suntem în inferioritate numerică. Foarte repede am primit eliminări în această repriză. O minge deviată de Oana Manea. Excelent, a detectat aruncarea lui Ierarchkova. Dăm tare din brațele și picioare. Suntem cu o jucătoare mai puțin pe teren. Nu trebuie să dăm culoare de pătrundere. Iată, Cehia aduce mingea pe retur. Nu reușește să penetreze defensiva noastră. Excelent, recuperează Iuganu. Avem contraatac. Vârstă la ce Zafir. Zafir! Zafir înscrie. Se dau pași. Unde oare au văzut aceste lituanieni ce pași? Poate revedem această fază. Mai repede, cred că la această fază au fost pași. Am rezistat un minut în defensivă fără să primim gol. Duc mingea în extremă, ce hoaicele! De data aceasta ne păcălește. Extrema stângă, Veronica Mala, care evoluează în Germania la Oldenburg. Cehia este un adversar de temut, au văzut multe echipe acest lucru. Rusia a reușit să învingă această formație în ultimul minut. Neagu,
Neagu atacă pe două apărătoare, Iuganu. Neagu luat om la om, Zamfir pasă la Manea, aceasta este ținută de două adversare, 9 metri pentru România. Câștigăm câteva secunde importante. Neagu pasă la pivot! Incredibilă soluție! Manea din nou extraordinar, reușește să se demarce și încasăm încă o eliminare, incredibil. Gabi Sici de-abia scăpasem de eliminarea trecută a lui Kina Pintea. Cele două lituanienci arbitrează teribil pentru Danemarca în această partidă. A încercat o capcană Gabi Sici acolo la schimbare. Din nou 5 contra 6. Vine golul năprazica lui Hrâmcova, apărut în zona interului stânga. Scoate portarul, keeper pe teren. Foarte active keeper și Udri Stoiu. Udri Stoiu și la Brăila joacă deseori inter-dreapta. Zamfir. A coborât Iuganu, pivot fals. Zamfir vine pe pași, trage la costul scurt, se dă 9 metri, împinsă clar. Se putea da eliminare pe această împingere care putea duce la o accidentare gravă. Neagu. Zamfir recuperează Migea, 9 metri. Trebuie să nu jucăm riscant în aceste momente, pragmatic, încă 45 de secunde, suntem în inferioritate, conducem cu două goluri, încă 4 minute, Udri Stoiu, hai Aneta, pasă bună în extremă, Iuganu recuperează într-o poziție imposibilă, Neagu se înaltă și este gol, este gol! Ce circulație bună am avut! Din nou lăsăm extrema singură cu portarul. Denisa nu a avut însă soluție. Apărarea noastră era rarefiată cu o jucătoare mai puțin pe teren. Ne-au înscris repede cehoaicele. Avem un avantaj de două goluri. În curând suntem în formație completă. Neagu. Reașează atacul nostru, pasă din Inter în Inter, Udri Stoiu, keeper, coboară Neagu în Inter dreapta, Zamfir încearcă să combine cu pivotul. Un atac foarte important, trebuie să înscriem la această fază, Neagu, Fentă, Udri Stoiu, încearcă să vină în centru, Neagu așteaptă însucișarea cu keeper, keeper, Zamfir! Dribling frumos, dar nu a avut curajul să pătrundă. Suntem în plen pasiv. Neagu trebuie să arunce. Nu se dă picior la această fază. O minge recuperată de Cehoaice. Un faul util făcut de Oana, care permite echipei noastre să revină în defensivă. Suntem în formație completă. Trebuie să rezistăm în apărare. Luăm gol însă. Hrâmcova, jucătoarea care evoluează în Bundesliga la Göppingen, a atacat repede poarta. Depășire pe rotirea bratului și atac la bara a doua. Un gol diferență. Trăim periculos această partidă. Neagu luat om la om. Trebuie să găsim soluții, să finalizăm. Sau să încercăm un blocaj la Neagu. Udri Stoiu încearcă să o rezolve de una singură. Încearcă 1-1 să joace cu intermediarul. Oana trebuie să vină să o ajute. Zamfir, Iuganu intră în traversare. Ah, ce păcat, ce păcat! A anticipat portarul Satrapova. Atenție la acest atac al Cehiei. Trage în plasa laterală Rucicova. Ce șansă am avut! Nonconformista Cehiei nu reușește să o învingă pe Denisa Dedu. Extraordinar s-a plasat în colțul scurt, forțând-o pe adversara sa să rateze. Un gol avantaj, 90 de secunde. Ce greu trec aceste secunde. Un final incandescent în care trebuie să ieșim pozitiv, trebuie să batem Cehia. Time au cerut de Ambroș Martin. Ce final de joc, ce final de joc.
Un adversar deosebit de dificil, Cehia. Cristina, two options. Cristina in the back and we play you pass and spring on her. I'm ready to go there. You play pivot. Stay in the middle. Stay in the middle and you have the option there. And attention, you to come around if Cristina go there. But we have to go through the goal. Okay, through the goal. This is the question of full of confidence. Okay, girls? Come on, let's do it! Se simte pe fața jucătoarelor noastre oboseala acumulată după 5 partide. Haideți, fetelor, încă puțin și batem și Cehia. Avem nevoie de această victorie. 1 minut și 17 secunde. 77 de secunde. Avem posesia. Trebuie să scriem la această fază. Neagul luată foarte strâns. E o zonă mare de manevră acolo. Să vedem cine va încerca. Se duce foarte bine Dan Firescu la blocaj. Încearcă să elibereze pe Cristina. Udriștoiu luată de tricou. Pusă jos și două minute. Două minute. Bravo, Aneta! S-a luptat senzațional în faza ofensivă. Jucăm cu doi pivoți. Este soluția lui Ambros Martin. Poate fi o soluție magică. 56 de secunde. Cu doi pivoți putem bloca defensiva Cehiei. Eliminare de două minute la bancă și încă o jucătoare din Cehia va sta în afara terenului. 6 contra 4. Ce final de joc! Jucăm 6 contra 4, avem mingea și un gol. Trebuie să băgăm mingea în poartă. Cine își va asuma responsabilitatea aruncării decisive? Neagu, Dan Firescu, Udriștoiu, keeper, duce mingea pe retur. Dan Firescu, Neagu, nimeni nu are curajul să atace poarta, pasă riscantă. Recuperează pintea, extraordinar! Vom intra însă repede în pre-pasiv, trebuie să atacăm poarta. 6 contra 4, sunt multe culoare. Neagu, pasă la pivot, pinta! Pinta, Crina, pinta, îl scrie! Nu mai putem pierde această partidă. Din nou Neagu rezolvă magistral această fază. Încă 16 secunde. Simplă inferioritate în acest moment pentru Cehia. Avem două goluri. Ce meci! Ce meci, ce greu ne-a fost astăzi. Din nou Denisa ne salvează în ultima secundă. Învingem Cehia cu 30-28 și respirăm aerul înălțimilor. Ne batem pentru medalii la acest european. Următorul hop este Danemarca. Un meci greu, însă un spectacol sportiv de neuitat. Un nou moment emoționant al naționalei României. Handbalul devine cu adevărat sportul rege în țara noastră. Aceste fete ne-au dat șansa să visăm. Chiar dacă aceste fete nu au votat duminică pentru că s-au bătut pe teren cu Ungaria, ele sunt cele care guvernează inimile noastre acum. Ele au câștigat votul nostru moral. O bucurie imensă să mulțumim acestor fete, să mulțumim fanilor din tribune, mulți dintre ei departe de casă de mulți ani, au încurajat naționala, demonstrând că au România în suflet. O nouă victorie importantă, bravo fetelor! Ați câștigat nu numai meciul, ci și inimile a milioane de români. Jucătoarea meciului Luzumova. Încă o seară în care sunt mândru că sunt român, o națională care ne-a făcut încă o dată fericit. O victorie importantă cu 30-28, un meci câștigat pragmatic, un meci în care antrenorul Ambros Martin a încercat în primul rând
să odihnească câteva jucătoare importante și să pregătească și meciul cu Danemarca. Suntem la un pas de fericire. Mâine jucăm cu Danemarca. Să ne bucurăm de aceste românci adevărate pentru rezultatele obținute de până acum. A fost un meci câștigat cu sufletul, cu inima, cu ultimile forțe. Este, cred, momentul să mulțumim părinților acestor fete, antrenorilor care le-au format. Ele sunt fetele noastre de aur, tezaurul României. Legătura în studio. Rămâneți alături de postul public de televiziune pe același program. Veți asculta reacțiile fetelor în câteva momente.